Departamentul de Sănătate Publică pune începând de marți la dispoziția medicilor și asistenților de medicină școlară 2000 de doze de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Această campanie se desfășoară la nivel național conform programului elaborat de Ministerul Sănătății. Da, este o campanie care se desfășoară începând de la începutul lunii decembrie, practic de marți or să demareze acțiunile necesare pentru campanie. Inițial vor fi vaccinați elevii de clasa 8-a, având în stoc 2000 de doze de vaccin pentru ei, iar în cursul săptămânii viitoare vom primi încă 4800 de doze pentru cei de clasa a 9-a. Vaccinarea se va face în școli de către medicii de medicină școlară și asistenții din unitățile respective și, bineînțeles, noi sperăm ca micuții să poată fi vaccinați corespunzător, mai ales că avem toate dozele de vaccin necesare pentru această campanie. Difteria este o boală infecțioasă a căilor respiratorii. Afectează nasul, faringele, laringele și amigdalele. Pertussisul sau tusea convulsivă este o infecție acută a căilor respiratorii. Este o boală contagioasă care se transmite prin intermediul aerului. Șansele de a dezvolta una din aceste boli după vaccinare sunt foarte mici. Se vor mai face astfel de campanii în perioada următoare? Sunt campaniile conform calendarului. În momentul în care noi avem dozele de vaccin, bineînțeles, se anunță medicii de familie și medicii școlari și sunt campaniile uzuale pe care le fac medicii de familie la cabinetele medicale individuale. Pe lângă acest vaccin, elevii claselor a 8-a beneficiază de imunizare împotriva rubeolei și aceasta este înscrisă în schema obligatorie de vaccinare elaborată de Ministerul Sănătății.